Vedeam cum apa crește văzând cu ochii, a ajuns până la, cred că, un nivel de 2 metri. Nu e nimic. Zici că e sfârșitul lumii. Am aprins o lumânare și am început să mă rog. Nu mai au semnale la telefon. Au rămas în casă fără apă, fără mâncare, fără nimic. Panică, disperare și neputință. Locuitorii regiunii Valencia din Spania, afectată grav acum câteva zile de o furtună violentă, au intrat într-o luptă contra cronometru pentru a supraviețui. În timp ce unii localnici au rămas pe drumuri, puhoaiele furându-le tot ce au agonisit de o viață, alții au rămas fără apă și mâncare, întrucât magazinele au fost golite, la fel cum s-a întâmplat în perioada pandemiei de COVID. Despre asta au povestit în exclusivitate pentru Newsmaker unii moldoveni și români care sunt stabiliți în regatul Spaniei. Nu e nimic. Zici că e sfârșitul lumii și să nu-ți mai spun la apă. Zăpăceală, pâine, nu e deloc. Iată, și uite apa. Iată apa. Zero, frate. Zero. Nimic. Conservele la fel. Aici erau ouăle. Nu mai nimic. Nici pește nu mai e. Și carne la fel, nimic. Panicați și nesiguri în ziua de mâine, oamenii i-au golit practic tot de pe rafturi. Pentru a face rost de cele necesare, au fost nevoiți să cutreiere magazinele din preajmă, unde au găsit cu greu produse de primă necesitate. Apoi am fost în alt magazin în care am găsit câteva sticle de apă, lumea își cumpără apă cu bidoanele, toată lumea panicată și cumpără chestii, la fel cum a fost și în COVID. Cei care locuiesc în regiunile afectate spun că prăpădul a venit peste ei în câteva secunde. Unii s-au urcat pe acoperișuri pentru a se salva din calea furiei apelor. Mașinile erau inundate, inclusiv mașina mea mi-a fost inundată în totalitate. Eram foarte panicată, vedeam cum apa crește văzând cu ochii, a ajuns până la, cred că, un nivel de 2 metri. La un moment dat am rămas fără lumină și doar am aprins o lumânare și am început să mă rog, pentru că nu știam până la ce nivel o să ajungă apa. Unii dintre ei s-au urcat pe acoperiș și ca să fie mai protejați. A doua zi, apa s-a retras, însă situația nu s-a îmbunătățit. Oamenii au rămas blocați în case, fără curent electric, întrucât telefoanele erau descărcate, iar din acest motiv le-a fost dificil să ia legătura cu cei dragi. Mi-era frică că o să rămân deconectată și ai mei nu o să știe nimic de mine. Nu ajungeau nici autobuzele și nici taxiurile, așa că la un moment dat am decis să-mi pun câteva lucruri în geantă, documentele și să încerc să ajung până în oraș. Din fericire m-am întâlnit cu o persoană care venea cu mașina, o persoană care lucrează la asistență rutieră și a fost amabil și m-a dus până în oraș. La câteva zile de la dezastru, situația rămâne încordată, deoarece regiunea este afectată de o nouă furtună. Localnicii au primit noi alerte, fiind sfătuiți de către autorități să se adăpostească. Și zice că vine înapoi, căci că e în Castellón și coboară spre Valencia. Deci și acum, mai ales aici în Chirivea, n-au curățat încă nimic pe stradă. Dacă vine iar apă, o să fie mai rău ca zilele trecute, pentru că e tot înfundat. Mai mult decât atât, oamenii acuză autoritățile că au reacționat tardiv atunci când a venit furtuna Dana, alertele fiind expediate când apele deja inundaseră străzile orașelor. Puhoaiele i-au prins pe oameni pe străzi în timp ce se întorceau de la muncă, astfel unii au rămas blocați în mașini. Alții continuă lupta pentru supraviețuire în condițiile în care autoritățile încă nu pot ajunge la ei pentru a-i salva. Nu mai au semnale la telefon. Au rămas în casă fără apă, fără mâncare, fără nimic. Nu se poate ajunge la ei pentru că apa a luat podurile care leagă Valencia de satele respective. Se poate ajunge doar cu elicopterul, pentru că încă e nămol și e nămol foarte mare, mai bine de jumate de metru de nămol. Magazinele au intrat apa, a luat tot, a rămas gol. Sunt locuri unde nu se poate ajunge, pentru că apa a pus mașinile, le-a lăsat una peste alta în mijlocul străzii, sunt munți de mașini. Potrivit ultimului bilanț, cel puțin 205 oameni și-au pierdut viața în inundațiile devastatoare care au lovit sudul Spaniei. Printre morți se află și un român, alți 15 cetățeni ai României sunt căutați de autorități. Deocamdată autoritățile de la Chișinău nu au anunțat că printre victime s-ar afla și moldoveni.